ziua, toți fac curat. Așa, am început să vin. Bună ziua. Bun, suntem gata? Da. Bună ziua, colegi. Eu vă mulțumesc pentru mobilizare. Faptul că sunteți aici, în primul rând, denotă interesul și grija și faptul că vă pasă pentru ceea ce se întâmplă pe drumurile noastre. Desigur că, stimați colegi, este important pentru societatea noastră, în primul rând, să aibă drumuri siguri. Că atunci când mergem pe jos, cu mașina, cu bicicleta, să nu stăm cu gândul că pericolele pe noi ne pasc. Ministerul Afacerilor Interne, Poliția Națională, echipa, realizează toate măsurile necesare pentru a menține un nivel potrivit de siguranță pe șoselele noastre, dar înțelegem și deja este cert că nu este suficient doar prin măsuri intensificate de control, doar prin metode punitive, în principal, în materie legislativă. Ministerul Afacerilor Interne a realizat prin consultări extinse pe parcursul anului 2022 un proiect de lege și l-a promovat în Parlament, care vine cu noutăți nu doar în partea de sancțiuni, dar inclusiv introduce și mecanisme noi care vin să responsabilizeze participanții în trafic, mecanisme noi care vin să preîntâmpine comportamente responsabile repetitive. În data de 2 martie, proiectul de lege va fi votat în lectura a doua și finală și sper eu că de aici încolo vom avea o altă realitate, o realitate care în primul rând denotă mai multă siguranță pe drumurile noastre prin un comportament mult mai responsabil a tuturor participanților în trafic. Anul trecut, la fel, s-a lucrat mult pe revizuirea regulamentului circulației rutiere. Mulțumesc tuturor celor interesați care au contribuit. Aici s-au consultat colegii foarte activ cu grupe de interes, cu comunitatea participanților în trafic și, de fapt, prin aceste consultări noi reușim să creionăm măsuri mult mai bune, mult mai înțelepte. Dar, iarăși, nu este suficient. De aceea, este cert că oamenii nu mai vor amenzi, oamenii vor o infrastructură mai sigură, vor o calitate a infrastructurii care să le garanteze o circulație în siguranță. De asemenea, oamenii vor acțiuni mult mai dinamice pe palierul educație, prevenire, informare, pe tot ce ține de infrastructură rutieră modernă, în contextul în care noi avem și o diversificare a mijloacelor de transport și o realitate în care avem tot mai mult și tineri, dar inclusiv și mame active. Noi promovăm sportul, ne dorim drumuri bune, vrem o circulație și o mobilitate mai bună, de ce este datoria noastră împreună să căutăm acel echilibru între toate măsurile necesare pentru a aduce cât mai multă siguranță. De aceea, scopul ședinței de astăzi este, în primul rând, să creionăm un plan comun de acțiuni intensive. Un plan care vine să consolideze securitatea rutieră, vine să reducă din pericolele care există astăzi pe drumurile noastre și desigur că vine să aducă mai multă responsabilitate în comportamentul tuturor participanților în trafic. Nu pot să nu spun că, de fapt, ideea principală acestei ședințe ca noi să acționăm unit. Toți și toate autoritățile care au atribuții în domeniu. Noi astăzi avem și reprezentanții ai Ministerului Educației, avem și reprezentanții ai Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, avem și reprezentanții ai autorităților de stat a drumurilor, reprezentanții ai APL-ului, desigur că colegii din mai multe structuri subordonate a MAI-ului. Deci noi suntem aici, dacă suntem aici și ați răspuns rapid aceste invitații, înseamnă că suntem gata să creionăm acest plan și, de fapt, eu vă invit ca la finele deja acestei ședințe, noi să mergem în instituțiile pe care le reprezentăm cu o listă foarte clară, foarte concretă,
de acțiuni, de măsuri, cu termeni inclusiv foarte clar stabiliți, pentru că societatea vrea și pe bună dreptate vrea o siguranță acum, nu după ce avem strategii de termen lung realizate. Dar începem acum, astfel încât strategiile doar să reflecte cele acțiuni la care noi deja ne gândim împreună aici, în această sală. Cunosc că dumneavoastră ați venit la această întrunire deja pregătiți, de aceea am toată certitudinea că vom putea pune la dispoziția societății, publicului, grupului de interese acel set de măsuri, astfel încât să le solicităm și celorlalte comunități în domeniul siguranței rutiere opinia. Desigur că poliția va continua să lucreze în regim alert pentru a supraveghea traficul, pentru a descuraja indisciplina la volan, dar, așa cum am spus, aplicarea sancțiunilor pentru comportament irresponsabil nu mai este calea eficientă. Statistica, practic, s-a dublat în ceea ce privește amenzile, cazurile sancționate de șofat în stare de ebrietate, de nepermitere pietonului în calitate de participant prioritar și multe alte cazuri care au fost depistate. Statistica este în creștere, dar doar această metodă, înțelegem cu toții, că nu aduce eficiență. Vreau să vă invit ca planul de acțiuni pe care îl vom crea astăzi neapărat să reflecte un dialog dinamic cu grupele de interes, neapărat să reflecte un mai mare și un dinamic grad de implementare a măsurilor care vizează infrastructura rutieră, chiar cu elemente pe care deja și mulți din public le cunosc, și despre iluminat stradal, și despre indicatori, și desigur că ceea ce au nevoie și o cer și cei mici și cei mari, campanii de informare, de prevenire, de educare, începând cu instituțiile școlare, dar și chiar cele care sunt destinate publicului larg. Pentru că în momentul în care cunosc toți participanții în trafic ABC-ul siguranței rutiere, elementul de sancționare sau punitiv rămâne doar ca o măsură finală. Iată, la această realitate noi cu dumneavoastră împreună trebuie să ajungem și, dacă îmi permiteți, și pe final de acest intro, vreau să mă adresez, pentru că avem și aici reprezentanții mass media, că toți cei care se urcă beat la volan, se droghează, vorbesc la telefon, nu permit pietonului traversare și realizează, încalcă viteza și multe alte ilegalități pe care și le permit și din câte arată inclusiv analiza, conștient, nu vor fi scăpați de pedeapsă. Sancțiunile vor fi aplicate dur. Vom vedea ca mecanismul pe care îl introduce și legea să funcționeze astfel încât toate sancțiuni să fie pe bune activate, realizate, astfel încât să avem, așa cum ne-am propus, mai mare siguranță pe drumurile noastre, pentru că Moldova își propune să dezvolte drumuri bune care să unească și mediul de afaceri, să unească și turismul și să aducă cât mai multe inclusiv și investiții și dezvoltare în comunitățile noastre. Eu vă mulțumesc încă o dată că ați dat răspuns. Haideți să le propunem, haideți să arătăm că dorința și intenția noastră este de a aduce această siguranță cetățenilor și mă aștept, chiar mă adresez colegilor, la un set foarte clar de măsuri care să fie realizabile și de către structurile Ministerului Afacerilor Interne, dar inclusiv și de colegii noștri din alte autorități. Eu vă las acum pe mâna colegilor mei, urmează și alte ședințe la care trebuie să fiu parte, dar mă uit pe mesele dumneavoastră, înțeleg că deja ați venit cu un set de propuneri, probabil că noi deja o să dăm cursul unei prezentări în circulară a acestor propuneri, astfel încât să fim și eficienți în ceea ce privește managementul timpului. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă ministru! Pe mesele dumneavoastră, eu o să vreau și eu să salut toți colegii prezenți aici în sală. Într-adevăr,
Este un lucru bun faptul că noi am reușit astăzi să venim aici în unison. Și cel mai important este ca după această ședință, de fapt, noi să găsim acele soluții optime și oportune care ele trebuie să genereze anumite rezultate palpabile nu doar pentru noi ca instituții, dar asta pentru societate la general. Ori nicio acțiune realizată separat de fiecare dintre noi ca instituție nu va putea fi materializată cu succes atâta timp cât nu va exista un feedback sau o altă acțiune din partea altei instituții. De aceea, cel mai important este că pachetul nostru de acțiuni cu care ieșim, de fapt, compilează unul pe altul. Acțiunile Ministerului Afacerilor Interne să fie compilate cu acțiunile altor instituții și toate acestea, de fapt, să vină la pachet care cumva să consolideze eforturile noastre și, de fapt, să dea și rezultatul care noi cu toții îl așteptăm din aceste acțiuni. Cum a spus și doamna ministru, noi nu vrem să divizăm, să rupem cercul acțiunilor noastre, noi, dimpotrivă, trebuie să compilăm toate acțiunile și cel mai important, eu aș spune că într-adevăr, da, sunt sancțiunile, sunt amenzile aplicate, dar în multe cazuri, de fapt, unele acțiuni generează nu doar din cauza nerespectării regulilor circulației, dar par fiind și alți factori care nu sunt direct realizabili cu segmentul rutier. De aceea și este necesar ca noi să vedem care sunt oportunitățile noastre, atât pe termen scurt, pe termen mediu și pe termen lung, care cumva ar putea veni și îmbunătăți condițiile la general pentru toți cei care participă în trafic. Și când vorbim aici de siguranța rutieră, ne referim la toate compartimentele. Atât legat de respectarea regulilor, atât legat de infrastructură și noi de curând doar am avut și altă ședință masă rotundă sub egida Ministerului Afacerilor Interne cu sediul la IGP am petrecut-o, unde la fel am vorbit de o altă problemă care la fel este tangențială cu siguranța participării în trafic, acolo unde vorbim de pietoni și trecerile de pietoni, care la fel este o parte componentă a ceea ce vorbim noi, siguranța pe drumurile publice și infrastructura care este necesar să fie creată. Eu aici o să rog colegii mei care or să meargă cu prezentarea în continuare, o să venim cu prezentarea corespunzătoare. Și, bineînțeles, după asta o să îndemn toți cei prezenți aici ca să încercăm să creăm propuneri, idei și, cel mai important, concluzii la care noi trebuie să punem cu răspunderea noastră și să o luăm ca temă pentru acasă și să o realizăm în cei mai scurți termeni. Vă rog. În continuare, prezentarea statistice cu referire la situația accidentală care am înregistrat-o pe parcursul anului 2021, 2022 și respectiv două numele anului 2023. Cu părere de loc, cu cifrele care le înregistrăm în perioada anului 2023, constatăm că au crescut numărul persoanelor decedate și numărul persoanelor traumatizate, astfel încât numărul accidentelor a rămas fix așa care am avut și în anul 2022. Asta demonstrează că au crescut gravitatea accidentelor de pasageri sau din mult mai rar decât accidente din numărul acesta mare de accidente rutiere, sunt foarte multe care se înregistrează cu implicare pericolului și consecințele destul de care vorbim despre persoane decedate și persoane traumatizate se referă anume la aceste accidente. Spre exemplu, numărul total de accidente rutiere pe care noi le înregistrăm, aproximativ 45% se produc în municipiul Chișinău, dar ceea ce este special specific orașelor mari în municipii, se referă la accidente rutiere cu implicare pericolului care se produc fie din cauza traversării monumentale transcausate, fie din cauza neacordării acelei priorități legale de acordul cu momentul în care traversează partea traversată, dacă e reglementată. În continuare, vă prezentăm niște cifre cu referire la procesele de față, referire la sancțiunile care nu au citat în parcursul acestor ani. Vorbim despre încălcările care cel mai des se întâlnesc și sunt generatoare de accidente rutiere, despre care de depășirea de motivele este despre neacordarea priorității legale pietonilor și, în ultimul rând, despre șofatul în stare de pietate. Vedeți că cifrele sunt destul de mari, inclusiv și în ce se întâmplă în care cazurile de neacordare a priorității legale pietonilor, într-adevăr, în primele de luni ale anului 2020.
23 numărul proceselor verbale s-a dublat, comparativ cu perioada analogică a anului precedent. Și deja avem 793 consultori au fost deregistrați sau prescriși de șopat în starea de predare. În următorul slide prezentăm rezultatele conlucrării pe care au venit cu instituțiile pe care le reprezentați dumneavoastră, vorbind despre acele prescripții și sesizări care au fost expirate pe parcursul anului 2022. Unele dintre noastre au fost executate, altele cu părerele nu. În total, au fost anul 22 poliție expirat în urmă de 250 de prescripții și 60. Spre exemplu, în următorul slide, vedem conlucrarea noastră cu Direcția Generală de Mobilitate Urbană, unde despre 40 prescripții care au fost expirat și doar 9 de executate, 13 sesizări expirate și doar 7 executate, și alte 29 de ședințe care au fost organizate pe parcursul anului, inclusiv cu 14 ședințe cu ieșire la fața locului. În continuare, vă prezentăm măsurile și măsurile noastre în ceea ce ține ce ar trebui noi să realizăm ca să aducem mai multă siguranță pe drumurile publice și să avem mai puține accidente de fire înregistrate la numai Republica Moldova. În primul și în primul rând, poliția deja a intensificat activitatea de depistare și documentare a avariilor cele mai grave, care generează accidente de fire, vorbim despre cazuri de depășire limite de viteză, de încălcare, prioritatea pietonilor, stare de pe care avem lansat activități specifice cu cele cu pietonul, în luna martie avem planificate alte activități, ceea ce ține de respectarea regulilor de utilizare a centrului de siguranță și de transportarea copiilor în dispozitiv de transport. Această funcțiune o facem sub egida Europolului, având în vedere că recent am devenit și noi dintre aceste organizații internaționale. Nu în ultimul rând, pe un numărul proiectului pe care noi le documentăm, pe parcursul activității noastre constatăm că nu pot doar să documentez, dar trebuie și să informez sau să prezentez acest tip de conștiință, să nu tot participați la trafic. Iată de ce ne propunem să intensificăm organizarea și desfășurarea activităților de informare și sensibilizare, inclusiv prin stabilirea unor parteneriate cu organizații non-guvernamentale sau cu societate civilă, cu grupuri de interes, reacțiuni din specific cu circulații rutiere, dar vorbim în motociclici, biciclici sau alta și mai la trafic rutier. Altă propunere a noastră ține de infrastructură și aici propun utilizarea grupurilor de transport prin delimitare fizică de orice tip, într-un admitere cu viziune frontală. Această propunere este mai mult specifică traseelor naționale, astfel încât să combatem acel risc ca conducătorul automobilului de păsări să iasă contrasens și respectiv să avem tamponări frontale, care iar statistica demonstrează în mare parte toate au un sfârșit destul de tragic persoane decedate. O altă propunere ține de modificare și stabilire de sensuri unice de deplasare pe unele străzi. Este o propunere mai mult viabilă pentru localitățile urbane, pentru orașe, pentru municipii. Nu în ultimul rând vorbim despre amenajarea trecerilor pietonale supraînălțate între reducerea fizică a regimului de viteză. În special, nu am lăsat mai mult amenajarea și să trece în cazul instituțiilor de învățământ sau la cele trece pe pietoni, unde avem o concentrație mai mare, un flux mai sporit de circulația pietonilor, respectiv ca să putem să punem în aplicare și acea viziune de respectare a vitezei de 30 km la oră în preajma instituțiilor din Osământ, care recent a fost introdusă și în regulamentul circulației rutiere. La fel, propunem amenajarea instrumentelor minimale pentru traversare în siguranța părții carosabile de către pietoni. Vorbim despre acele străzi unde avem mai multe clienturi în sens, două, trei și mai multe, astfel încât pietonul să nu fie obligat să parcurgă toate distanța sau rutierele, să nu reușește să aibă acea instrumentă și atunci unde poate să aștepte și ulterior, la verde, să continue deplasarea în siguranță. Propunem revizuirea semnalizării între sensuri cu stabilire de presări viral și doar spre dreapta. Noi avem astăzi de exemplu în orice pișeam urmăriți pe strada Ion Creangă. Montarea iluminării suplimentare la trece pietonale pentru sporirea vizibilității. Iar și urmează să analizăm trece de pietoni, nu doar în orice pișeam, dar și în alte orașe și în municipii, să vedem cum se prezintă ele pe fund de noapte, cât de vizibil este pietonul. Mă dăm în idee că rămân totuși optăm mai mult pentru banii de culoare întunecată și respectiv conducătorul auto, la fel este foarte greu să observe pietonul care e intenționat să traversează partea carosabilă și să realizeze acele acțiuni, fie să stopieze, să acorde prioritate sau, în ultima instanță, să elimine impactul. O altă propunere ține de construcția parapetului de protecție pietonală în locul cu o concentrație majoră a tamponului de pieton, ce ar permite reducerea regulamentară pietonului în locații destabilite.
instalarea indicatorilor rutiere inicienti trece pe canalul de biclet, iarăși să fie vizibile din timp ca conducătorul auto, din timp observăm că se apropie trece de pieton, să realizeze acele acțiuni care nu este obligat să realizeze, să încetineze, să asigure că nu sunt pieton și efectiv în cazul dacă este în prezent să acorde prioritate în continuare în circulație. Cum am spus și anterior, instalarea în preajma instituțiilor de învățământ a limitatorilor de viteză și aici vorbim despre din nivelurile artificiale sau în marcaj rezonator a trecutului, suplimentar încă o dată să fie în acele condiții ca conducătorii auto să încetinească din viteză sau în cazul în care din neatenție părăsesc partea carosabilă, în acel marcaj rezonator să le dea un semnal și respectiv ei să vină la legalități. O altă propunere prevede instalarea cadrantelor pentru instituirea imposibilității de traversare a drumului de către pieton, inclusiv cu amplasarea plasei de partea sus a parapetului. Iar dacă urmim un și ceva tot așa, ca să discutăm acele traversări, ca urmă ce este pe pace. Deci să creăm acel simt sau parapet, ca să nu trebuie să fie imposibil. Ce ține amplasarea plasei de toate traseile naționale, având în vedere că am avut și în acel încălzire necesar pe o persoană decedat, acele blocuri de pieton, în cer, cum am spus noi, respectiv ați văzut că totuși până la urmă un pieton a încercat să traversează și piste acele blocuri și într-un final, în acel încălzire necesar pe deces. Aplicarea marcajului rutier în termen proxim, vorbim aici, iarăși pentru de trasie, dar în special pentru orașe și municipii, astfel încât să fie asigurat că cele trece pietonale să fie vizibile, iar și dacă facem tangență prevalentă anul școlar și la început anul școlar, să fie în alte locate, de lume, pentru circulația majoră de pieton, acest marcaj să fie vizibil și să garanteze acea securitate pentru toți participanți la trafic. Utilizarea maximă a marcajului rezonator pentru atenționare a conducătorului auto, cât și a pietonilor, iar și este un exemplu foarte bun, părere de oameni în registrat și accidente, cazul când se înregistrează accidente pe care se produc din cauza somnolenței sau dorme de la volan, anume utilizarea acestui marcaj rutier îi va da și au semnat conducătorul auto că părăsește banda de circulație sau în ultima instanță iese pe contrasens, astfel va crește procentul că el nu va reveni destul de grav. La fel ne propunem crearea unei cărți interactive cu informația de tot accidentelor de rezultate cu persoane traumatizate și decedate, astfel încât această carte interactivă ne permite nouă din start să observăm în avionul în generația mare accidentelor rutiere și deja să intervenim fie pe palierul nostru, în identificare priorităților pe patrulare, dar e foarte important și pe palierul infrastructurii, astfel încât intervenția în infrastructură să diminueze acea concentrație în acea locație care o să fie identificată, care o să fie stabilită. Ulterior, o propunere ține de examinarea posibilității instruirii bicicliștilor cu liberarea certificatelor de confirmare, astfel încât bicicliști care se plasează pe străzile Federației din Republica Moldova să ne asigurăm că au acel minim de cunoștințe necesare de a numi acest mijloc de transport și respectiv că el cunoaște acele regi care trebuie să ne respecte sau care trebuie să fie respectate în portul cu el și prin asta va trebui un diminuat din numărul cazurilor de accidente rutiere cu implicarea bicicliștilor cu consecințe grave. Iarăși, ieșind în ceea ce avem la moment, propunem stabilirea curtilor de recomandare a rutelor de deplasare pentru desfășurarea antrenamentului bicicliștilor. Aici vorbim despre crearea de ce nu am un grup de lucru, inclusiv și cu acele asociații de bicicliști, cu federații sportive, astfel încât, ieșind din infrastructura rutieră pe care o avem la moment și ieșind din analiza situației accidentare pe care o înregistrăm, le contrapunem și identificăm anumite rute care sunt mai sigure pentru bicicliști, pentru desfășurarea antrenamentelor sau pentru deplasare. În final, noi toți suntem conștienți că cel mai important trebuie să realizăm acele sarcini care sunt plasate prin legislație și aici vorbim despre legea drumului și legea prin siguranță situației rutiere, care stabilește anumite sarcini în față de fiecare instituție pe care noi reprezentăm. Și alte două propuneri care ne-au lăsat la final, la fel, care considerăm că sunt foarte importante și vor avea un impact pozitiv asupra siguranței rutiere. În primul rând vorbim despre crearea grupurilor de lucru pentru elaborarea standardelor și ce ar garanta infrastructură prietenoasă și sigură tuturor participanților de trafic.
am în vedere dacă amenajăm ceva pentru bicicliști, să ascultăm și cuvântul lor, dacă pentru motocicliști, pietoni și așa mai departe, reieșim din interesele lor și reieșim din legislația în vigoare, reieșim din normele și standardele care sunt impuse. Și nu în ultimul rând, propunem unificarea tuturor actelor normative de aplicare siguranță și circulație rutieră într-un singur act pe care să îl denumim codul rutier. Acestea sunt propunerile noastre. În continuare, propunem să trecem la discuții. Bănesc că sunt propuneri. Bănesc că fiecare și din reprezentanții altor autorități au venit cu un set de propuneri. Vă invităm să le prezentați și dumneavoastră și eventual inclusiv să faceți și referință la contrapropunerile care deja au fost expuse, pentru că țin de mandatul și domeniile din care dumneavoastră inclusiv veniți. Să începem chiar de la Lumatiu. Da, Ministerul Educației, cel mai important pilon. Mulțumesc, stimați colegi, vă salut și eu în numele Ministerului Educației și Cercetării și vă mulțumim pentru inițiativa organizării și desfășurării acestei ședințe. Este foarte importantă și credem că prin efortul consolidat al tuturor autorităților implicate în gestionarea traficului rutier, vom evita accidente, soldate cu decese sau cu traumări grave. Ministerul Educației și Cercetării întreprinde o serie de măsuri, o serie de acțiuni continuu, constant. În primul rând, de la începutul fiecărui an școlar, noi avem o campanie de informare de cadă circulație rutiere, care se desfășoară în perioada 1-12 septembrie. Copiii atunci revin la studii și noi, toți dirigenții, lucrează în această direcție cu copiii. În special cu cei din clasa 1, pentru care vin pentru prima dată la școală. O altă activitate avem foarte importantă după noi este faptul că toți elevii au o disciplină obligatorie, dezvoltare personală, și în cadrul acestei discipline este un modul securitate personală și în cadrul acestui modul este securitate rutieră. Și această disciplină se predă tuturor copiilor, începând cu clasa 1 până la clasa 12. Din păcate, acum este așa un context tragic și noi astăzi, în acest context, Ministrul Educației Anatolie Topală a semnat un ordin prin care recomandă tuturor organelor locale de specialitate în domeniul învățământului, precum și instituțiilor de învățământ în general, să desfășoare o campanie de informare, de sensibilizare atât a elevilor cât și a părinților pe parcursul lunii martie. De altfel, această campanie a coincis într-un fel cu această situație tragică, pentru că în ședința Guvernului din 11 ianuarie, Ministerul Educației și Cercetării, împreună cu Ministerul Afacerilor Interne, a primit o sarcină de la premierul Natalia Gavriliță să organizăm și să desfășurăm o campanie privind siguranța rutieră pentru copii, pentru elevi. Și noi ne-am implicat în această activitate. O acțiune atunci care a fost propusă a fost marcajele acestea sau însemnele reflectorizante și trebuie să gândim probabil împreună cum putem asigura acest lucru, poate pe rucsacurile copiilor sau cumva să găsim o modalitate ca să fie mai vizibili copiii și în perioada de noapte sau atunci când înserează sau dimineața de vreme. Ne-am propus ca să desfășurăm această campanie națională, Abiceul drumului în siguranță, și această campanie urmează să desfășoare în perioada martie-mai, adică ne pregătim pentru sezonul estival deja, pentru sfârșitul anului școlar, atunci când copiii sunt în vacanță și, de regulă, nu sunt sub supravegherea profesorilor. Pe lângă aceste acțiuni pe care urmează să le facem imediat și care sunt în desfășurare, avem și repere metodologice privind organizarea activităților de formare la elevi a comportamentului responsabil în caz de situații excepționale de risc. Și aceste repere metodologice în fiecare an se actualizează, ele sunt plasate pe site-ul Ministerului Educației și Cercetării
și într-un fel constituie un reper pentru profesori atunci când sunt nevoiți, atunci când trebuie să desfășoare aceste lecții privind securitatea rutieră. Avem mai multe suporturi didactice, auxiliare, care îi ajută pe profesori să facă acest lucru. Bineînțeles că aceste activități educaționale, aceste lecții se desfășoară cu concursul și cu suportul polițiștilor. Sunt implicați polițiștii de sector, Inspectoratul General de Poliție, Inspectoratul General pentru Situații Excepționale. La acest capitol avem o colaborare, considerăm foarte bună. Pe lângă acțiunile pe care le-am menționat, cum ar fi decada circulației rutiere, mai avem un parteneriat cu Ministerul Afacerilor Interne și alte activități, cum ar fi Ziua Mondială de Comemorare a Victimilor Accidentelor Rutiere. Suntem implicați. Bine, a fost o perioadă, mi-am amintesc statistica pe care ați prezentat-o anul trecut, iată, în acest context, era un pic mai încurătoare, dar se făcea legătură cu faptul cu perioada de pandemie. Ori în această perioadă de pandemie și noi un pic am mai încetinit, ca să zic, activitatea în această direcție, dar în acest an toate aceste acțiuni au fost reluate și noi urmărim realizarea constantă a acestora. Sperăm, nu știu, să desfășurăm această campanie, parcă copiii sunt instruiți, sunt pregătiți, ne propunem să lucrăm mai mult cu părinții și cu părinții, să-i sensibilizăm, să-i responsabilizăm, astfel încât să diminuăm aceste cazuri tragice, care sunt regretabile pentru noi, pentru toți, pentru țară, pentru sistemul educațional. Și această campanie, iată, eu am venit, erau toate în desfășurare, avem toate materialele deja pregătite, avem suportul UNICEF-ului în realizarea acestei campanii, vom face și filmulețe, videouri, vom face și mesaje audio care le vom prezenta la radio, o serie foarte largă de acțiuni și vom interveni absolut în toate nivelurile și în toate direcțiile. Atât mi-am propus ca să comunic astăzi. Suntem deschiși la colaborare, vom sprijini toate inițiativele, suntem de acord cu propunerea dumneavoastră de a construi acel grup de lucru pentru a reglementa traseele sau pentru a construi traseele pentru bicicliști, pentru că școlile sportive la fel sunt în subordinea Ministerului Educației. Cam atât în ceea ce privește și, bineînțeles, că și cu aceste acțiuni, salutăm și aceste acțiuni pe care le întreprindeți în raport cu instituțiile școlare, cu aceste limitare de viteză, cu marcaje, cu tot, sperăm toate acestea să diminueze numărul de accidente, de incidente și de accidente rutiere. Atât. Mersi. Colegi, dacă îmi permiteți, doamna ministru, în altă asistență, administrația de stat a drumului, desigur că este implicată direct în ceea ce privește siguranța rutieră, prin activitatea noastră de a implementa cele politici a Ministerului de Transport. Dar, desigur că noi suntem invitați și de anumite profită dorințelor pe care ne dorim noi să acționăm de mai multe, mai mulți vehicuri și legate de siguranță de rutieră. Desigur, suntem o bună parte invitați de fonduri rutiere, de cele alocați bugetare care sunt legate de acest fond. Dar, nevertând la toate acestea, noi ne stăruim să anticipăm anumite lucruri și am să dau anumite puncte pe care sau repere pe care ne le-am impus în anul 2023 cu referire la siguranța rutieră. Din acea rețea gestionată de administrația drumurilor de 5.951 km, se regăsesc la instituții de grădinițe și școli 506 treceri de pietoni, 250 dintre care ne le-am pus ca scop anul acesta ca să le aducem în așa numită zona 30. Adică tot ce e legat de o trecere de pietoni cu treceri supraînălțate,
cu îngrădiri metalice, cu iluminatul acestei treceri de pietoni, marcaj, semne rutiere inclusiv și după caz, desigur că nu poate fi aplicat, o să avem mai multe soluții inginerești pentru aceste treceri de pietoni, în dependență de zona de amplasare, pantă, palier sau alte condiții a traseului. Plus la aceasta, noi am anul trecut la cele 24 puncte negre identificate împreună cu INSP-ul din 70, am ajuns la 24, am acționat la toate în dependență de, iarăși mă întorc la acea sursă financiară, fiindcă multe din ele necesită nu numai un marcaj rutier sau un semn de circulație sau o limitare a vitezei, dar cer și condiții fizice, de exemplu, schimbarea razelor curbelor în plan sau schimbarea profilului longitudinal care ar mări distanța de, de vizibilitate. Toate acestea, desigur că generează o altă sursă financiară și tehnică, pentru care noi acum pregătim un proiect foarte serios ca să-l înaintăm pentru susținerea la Banca Mondială, în care noi o să primim această sursă pentru ca să definitivăm ceea ce spunem de puncte negre. În zonele cu intensitate circulație sporită vom avea sensori giratorii sau avem un alt proiect care acum facem un studiu de vizibilitate cu privire la întoarcerea la stânga sau cotirii la stânga prin intersecții denivelate. Credem noi că maximum 3 luni acest studiu va fi la noi pe masă, după care vom veni deja cu soluții concrete cu privire la cotirile la stânga și desigur că aceste soluții vin în mare lor parte pe raza municipiului Chișinău, în care din sursa financiară la anumit moment nu au fost realizate, de exemplu, pe traseul 1 care duce până la Strășeni, unde trebuie să fie implementate cel puțin 4 sense giratorii, pentru care noi, ca să diminuăm un pic accidentele, am decis temporar să amplasăm acele 3 semafoare. În afară de aceasta, acum, în regim mai de urgență, am început încă la sfârșitul lunii noiembrie-decembrie anul trecut, în care actualizăm normativul principal proiectarea drumurilor publice în CM 202-2001-2015, în care o bună parte o să aducem sintagma ceea ce e legat de treceri pietone a drumurilor publice naționale și inclusiv cum abordăm noi situația transportului alternativ. Vorbim aici de piste cicliști și nu numai. Un alt lucru care l-am făcut în urma unor întâlniri cu asociațiile obștiești cu privire la transportul alternativ, aici am generat un post suplimentar de muncă în Serviciul Siguranță Rutieră la ASD, în care această unitate deja are propuneri cu care noi o să venim la modificarea cadrului legislativ și normativ cu privire la transportul alternativ pe drumurile naționale. Inclusiv și deja suntem într-o fază destul de avansată legată de ghidul de proiectare, construcție și exploatare a pistelor pentru cicliști sau transportul alternativ. Sperăm noi că în maxim 2-3 luni el deja va fi înaintat spre audieri publice, comitetelor tehnice de profil, inclusiv și către dumneavoastră, pentru ca să vedem ce putem îmbunătăți și să-l dăm publicării și aplicării. Ceea ce e legat cu înregistrarea acelei cărți interactive. Noi am luat legătură și avem un contract de colaborare cu Waze&D,
este o platformă interactivă cu care generăm unul altuia date și aceasta ne va ajuta ca să completăm harta noastră interactivă pe care deja avem, o avem elaborată. Noi lucrăm asupra ea fiindcă e destul de încărcată și încă nu poate fi generată direct pe toate telefoanele mobile. Noi asta ne dorim ca orice solicitant să poată conlucra cu această hartă. Dar deja cei care utilizează Waze-ul observă că anumite lucruri deja se pornesc pe bine, în care sunt, noi putem ulterior să generăm acele date cu privire la intensitatea anumitor accidente, gravitatea lor, ca ulterior, mai leger, mai ușor și cu mai puține investiții să putem stabili acele zone în care ulterior să intervenim pentru a le soluționa. Un lucru important pe care îl facem este că totuși vrem susținerea Maiului pentru a minimiza furtul semnelor de circulație rutiere. Din păcate, le avem între 5.000 și 7.000 de semne de circulație rutiere pe an, care se fură, plus o problemă foarte mare pe care o avem și, din păcate, nu o putem rezolva de unii singuri, fiindcă nu suntem nici agenți constatători, este accesul la traseelor naționale a acceselor neautorizate. Dacă noi avem o statistică pe 36 km raza municipiului Chișinău, în anul 2022, toamna, am avut peste 500 de astfel de accese neautorizate, inclusiv și vânzări de astea ambulatorii, de cartofi sau altceva, produse pe marginea drumului, care tot generează atât ambuteajă, cât și complicații și siguranță la trafic. De exemplu, un caz concret care personal, eu am încercat să mediatizez lucrul acesta și până la urmă n-am tot noi să definitivăm, sunt acele persoane care colecționează metal pe marginea drumului. Dacă vorbim de serpantinul pe R3, care vine de la, sau înspre Câncești, a generat chiar și deces accident rutier. Sau ruperea abuzivă a barii de protecție pe ocolirea Orheiului, betonarea platformelor și, bine mersi, strânge în continuare activitatea și face. Noi le explicăm, noi nu suntem împotriva, dar sunt zone în care nu putem să generăm nicio activitate economică, fiindcă vine în pofida siguranței rutiere. Sau, de exemplu, am finalizat acest sector M2, însă partea de conexiune, acordare cu R3 în zona orășelului Ialoveni, avem presiuni foarte mari de la localnici, agenții economici, în care cer ca ei să racordeze la cele pretele în care iarăși vin în pofida siguranței rutiere. Și o multitudine astfel de lucruri, copaci de pe marginea drumului care generează fiecare impact, este om mort. Avem iarăși o discuție foarte serioasă cu partea de mediu. Noi tindem spre aceea pentru replantarea plantațiilor rutiere, care, adică toate aceste activități, și pe o parte și pe alta țin ca noi să ne activăm cumva unii vin cu măsuri care sau care duc după ele măsuri financiare, altele țin pur și simplu ca să activeze toate organele statului pentru ca lucrurile acestea să nu se întâmple. Și desigur, încă nu ne ajung toate finanțele pentru ca să avem de două ori pe an marcajele rutiere. Din păcate, încă le facem o dată pe an, dar marcajele rutiere simple care se aplică pe drumurile care și-au depășit suprafețele sau resursa de exploatare, le facem cu marcaj rutier simplu. Acest marcaj nu durează mai mult decât 6 luni. Din asta cauză, el trebuie repetat 2 ori pe an. Acest surs financiar nu avem de 2 ori pe an. Dar un marcaj bun, de exemplu, de tipul termoplast sau alte soluții tehnice care durează 7 ani și au alt fel de reflectorizare, desigur că le putem aplica numai pe suprafețe care pot fi exploatate 7 ani fără intervenții de reparație, reabilitări sau... Deci, noi suntem gata pentru conlucrare.
tot ce depinde de ASD, noi o să ne facem munca corect, cinstit, la timp, numai ca lucrurile se miște din loc. Asta e, în linii generale, tot ce am vrut să spun. Mai este foarte mult de vorbit pe această temă, dar credem că împreună cu grupul de lucru, pas cu pas, o să facem tot ce e posibil pentru a îmbunătăți siguranța rutieră. Mulțumesc! Mersi! Colegi, dacă mai sunt care doresc să completeze? Da, dacă îmi permit. Noi ținem ceea ce a menționat domnul Dejan. Într-adevăr, pentru a realiza careva acțiuni sau activități în domeniul infrastructurii, sunt necesare niște mijloace financiare pe care noi fiecare an le solicităm de Ministerul Finanțelor. Sper că odată cu elaborarea planului pentru acțiuni despre care discuta doamna ministru, să mergem cu o prezentare la Consiliul Național de Siguranță Circulației Rutiere, prin care iar fiecare acțiune necesită niște resurse și respectiv aceste resurse vom vedea solicitat de la Ministerul Finanțelor. Ca să realizăm aceleași lucruri care le-am realizat și până acum, inclusiv și anul trecut, din mijloacele alocate pentru Fondul Siguranță Rutieră, în conlucrare cu colegii la Baiș, la Ministerul Educației, am împărțit acele mijloace financiare pentru fiecare, pentru interesul lui în domeniul de siguranță rutieră. Pentru mine a fost procurarea buzunarului, pentru mine a fost realizarea unor activități pentru înlăturarea eficienților în punctele vinete, statii pe drumuri naționale. Am curent fix același lucru, vrem să solicităm la Ministerul Transport bani pentru fondul rutier, pentru fondul de siguranță rutieră. Iarăși, conlucrăm cu mai multe instituții financiare care finanțează astfel de proiecte de siguranță rutieră. Proiectele care le realizăm cu suport financiar din extern, toate ele sunt supuse auditului de siguranță rutieră, lucruri pe care vrem să le realizăm și pe drumurile naționale. Am elaborat proiectul de lege privind demandele de siguranță și plații rutiere, prin care îl vom prezenta peste două săptămâni la guvern. Proiect în care va impune auditul de siguranță rutieră pentru proiectele de lege și inspecția rutieră anuală pentru toate drumurile publice, indiferent de categoria lor. Lucru care credem că va îndulătăți situația de siguranță rutieră pe drumurile publice. Cam acestea sunt activitățile pe scurt care facem, dar vom transmite propunerile noastre pentru planul de acțiuni și sper că vor fi aprobate și vom acționa în continuare în tot întreg pentru a depăși aceste eficiențe care le are. Spuneți-mi, vă rog frumos, dacă tot suntem ca infrastructură și ca ASD, dar noi la ziua de astăzi avem standard legale de siguranță rutieră. Deci, nu standard de construcția drumurilor, dar standarde legate de aspectul de siguranță rutieră pentru participanții la trafic. Dar aveam cod practic. În 2016 și privire la siguranța rutieră. Care trebuie de, o parțial trebuie de actualizat, fiindcă la un moment erau valabile atât gosturile privind cu marcajurile și semnele circulației rutiere, cât și acest cod practic, CPD. Plus la aceasta avem un alt CPD care este legat de intersecțiile într-un nivel și, desigur, capitolele specializate în normativul de construcție moldovean D0201-2015, proiectarea drumurilor publice și un CPD din 2014 cu privire la proiectarea drumurilor urbane și rurale, care este o
anex la fostul SNIP sovietic 207-089, amenajarea localităților. Și ele sunt aplicabile la ziua de astăzi? Desigur. Plus la aceasta, toate normele europene SMEN legate pe marcaj, pe semne circulație rutieră, ele sunt valabile și teritoriul Republicii Moldova, pot fi aplicabile. În proiectele noi pe care noi le executăm de la 1 ianuarie 2021, absolut toate sunt aplicate, atât pe marcaj, pe bariere de siguranță, pe absolut toate normele europene pot fi aplicabile la proiectare cât și la execuție. Tot ce actualizăm, tot actualizăm în bază de asemenea. Ideea e că noi le implementăm doar pentru proiectele care noi sunt reabilitate sau construite din nou. Pentru drumurile care le avem existente în cazul când noi nu avem intervenții la nivel de reabilitare sau documentație de proiect, noi, părere de rău, nu. Noi putem să le aplicăm, dar urmează pentru fiecare drum să avem o inspecție și să avem o listă prioritizată de activități pe care sper să o executăm în curând, după ce aprobăm legea cu privire la audit de siguranță rutieră. Bine, dar iată ceea ce noi nou implementăm la ziua de astăzi, chiar ultimele probleme care ne-au ridicat cele mai multe semne de întrebare legate de siguranța participanților în trafic, iată anume bicicliști. Noi, pentru ei, în noile proiecte, cum reflectăm reșimile în ceea ce avem ca standard? Pe partea de infrastructură pe biciclete, din păcate, pe drumurile naționale, în extravilan, noi, de ei, începem a implementa. Dacă prin localități este generat, uite, drumul și străzi, acolo nu avem, ci e definit foarte clar ce înseamnă bandă pentru cicliști, ce înseamnă pistă pentru cicliști, atunci, da. Dar pe drumurile publice naționale, lucrul acesta, din păcate, nu a fost abordat până în prezent. Iată aici, haideți să vedem, asta e și problema, ca să vedem care sunt oportunitățile și soluțiile de acum, ca noi să identificăm pentru această. Deci aici am întrebat dacă noi avem standarde reglementate pentru siguranța rutieră. Dacă vorbim siguranța rutieră, noi doar cunoaștem și colegii în toamnă, când am avut întâlnirea inclusiv cu Asociația Bicicliștilor, o mare problemă s-a axat nu doar pe localități, dar marea problemă care a fost ridicată de asociație a fost siguranța lor în traficul din afara localităților. Și, iată, cumva, noi trebuie să întreprindem anumite acțiuni de comun legate de standardele respective, legate de infrastructură, care cumva să asigurăm mai departe acest proces. De aceea, pentru mine apare întrebarea, este sau nu este complet, sau nu este destul de suficient, sau trebuie să elaborăm ceva de nou care să reglementeze toate aceste standarde de siguranță rutieră pentru toți participanții la trafic. Noi vorbim aici atât de bicicliști, vorbim de pietoni, vorbim de alți participanți care sunt antrenați în traficul rutier și cumva să le oferim garanție și siguranță în deplasare în timpul mersului lor. Și noi aici nu trebuie să pornim de la interesul statului, dar trebuie să pornim de la interesul participantului la trafic, el să deplaseze în siguranță, indiferent de care parte nu ar fi el. Și atât asta vreau să vedem, dacă noi, poate cazul, ca să ne așezăm acum la o masă comună și să identificăm care sunt toate acestea și să procedem anume pe aceste etape. Cel puțin de acum încolo, noi să nu admitem că nu este competența mea ca să o spun și nu este competența mea ca să deduc asta, dar ca să avem și alte trasee care la fel în continuare nu vor asigura siguranța tuturor participanților la trafic. Aici, dacă s-ar putea, ce scuze, dacă s-ar putea de atras atenția, sunt proiecte care astăzi sunt în derulare sau proiecte noi care se vor proiecta în viitor, ele vor putea lua în considerație cele cerințe care sunt înaintate față de securitatea participantului la trafic, în special și persoanelor care practică transport alternativ. Dar cred eu că atât infrastructura urbană, cât și cea din afara orașelor, cea care conectează localitățile, n-a fost pregătită și nu a fost construită cu luarea în considerație a noilor cerințe care le avem astăzi, pentru, inclusiv pentru benzile de deplasare a bicicliștilor sau cei care utilizează transportul alternativ. Și în cele mai dese ori, acele implicări care sunt necesare pentru a crea acele zone pentru deplasarea
acestora necesită investiții considerabile, inclusiv chiar cu reconstruirea unor porțiuni de drum. Noi avem, în zona orașului, noi avem străzi care nu le putem lărgi sau schimba parametrii străzii sub aspect de lățimea benzilor de deplasare, zonelor pietonale, și în cazul ăsta sunt minime sau chiar unele zone de drumuri locale, nici nu avem măcar trotuare de deplasare pentru securizarea deplasării pietonilor. În condițiile date pentru a discuta despre crearea unei infrastructuri noi pentru transport alternativ este foarte nevoios. Mai mult ca atât, aici am mai dorit să examinăm în complex și implicarea. De pildă, soluția care încercăm noi astăzi să o dezvoltăm este dezvoltarea benzilor dedicate pentru transport public, zone unde se permite deplasarea și bicicliștilor. Iar suntem constrânși în dimensiunile străzilor pentru a putea asigura deplasarea concomitentă atât a transportului public cât și a biciclistului. Aici avem iarăși o zonă de conflict și o zonă de risc pentru deplasare. Vă dați bine seama că transportul public, un troleibus sau un autobuz care stă în spatele biciclistului și îl forțează pentru a se deplasa cu o anumită viteză, este și el un factor de stres sau un factor de sustragere care la rândul său poate crea o situație de accident în deplasarea biciclistului pe banda dedicată. În condițiile date ne-am propus de a organiza acele instruiri cu participarea și bicicliștilor și șoferilor de transport public pentru a familiariza și a discuta ei între ei cu ce se confruntă în deplasarea pe aceste benzi. Dorim să solicităm inclusiv Ministerului de Interne, avem o colaborare vis-a-vis de dezvoltarea acestor benzi, dar în anul curent de asemenea ne propunem să dezvoltăm această bandă de deplasare care noi o vedem utilă nu doar pentru transport alternativ, dar și pentru deplasarea ambulanțelor, pentru deplasarea autospecialilor, când vorbim despre serviciile de implicare operativă în caz de accident sau situații excepționale, atunci când această bandă poate fi folosită și sigur fiind liberă doar pentru deplasarea transportului public. În condițiile date, solicităm să fim susținuți pentru a dezvolta și a crește numărul kilometrilor care astăzi avem. Astăzi avem 21 de kilometri de bandă dedicată. Ne propunem ca la finele anului să avem peste 50 de kilometri de astfel de benzi dedicate pe drumurile din oraș. Promitem că nu o să mai folosim bandă dedicată pe drumurile cu două benzi pe sens. În condițiile date, doar cele unde avem 3 benzi pe sens, le vom dezvolta cu o bandă de deplasare a transportului transportul public și inclusiv crearea condițiilor de deplasare a transportului alternativ. În planul de acțiuni care îl propunem să-l dezvoltăm, de la nivelul APL-ului, ceea ce ține de municipiul Chișinău, dorim să examinăm posibilitatea inclusiv decalării timp ori de începere a activității a diferitor ramuri, aș putea spune. Ceea ce ține de studenți, am putea stabili o altă oră de începere a programului de studii, elevi, sau dacă e să vorbim despre cei care de funcționari publici, să decalăm pentru a scoate presiunea pe orele de vârf din transportul municipiului Chișinău. Este o propunere care urmează și solicităm să fie atrasă atenția pentru a avea posibilitate să degajăm ambuteiajele care le avem în oraș. Și tot în zona ambuteiajelor și situațiile care țin de limitarea accesului transportului pe drumurile municipale, este și parcările neregulamentare în zona drumului. Și aici discutăm și cu posibilitatea transmiterii dreptului de constatare a parcării neregulamentare către administrația publică locală pentru a putea interveni, pentru că vă dați bine seama, Chișinău este practic cel mai aglomerat punct din Republica Moldova, unde practic se văd de două ori pe săptămână, cred că toți locuitorii Republicii Moldova. În condițiile date se permite administrației publice locale de a interveni și aplica sancțiuni pentru parcare neregulamentară sau inclusiv solicitarea serviciului de evacuare și în cel mai rău caz, după cum s-a spus, că nu asta este prioritate, de a sancționa staționarea reglementară pe domeniul public, în special pe drum. Ceea ce ține de securitatea deplasării în trafic, în anul curent avem ca măsuri care urmează să fie implementate
din cele 800 de intersecții din municipiul Chișinău ne propunem să adăugăm la cele 250 amenajate cu iluminat public încă 200 de intersecții. Aceste intersecții vor fi iluminate, vor fi inclusiv depuse efort pentru a fi amenajate cap-coadă în ceea ce ține de securitatea pietonilor. În ultimul rând vreau să menționez că ne propunem și cum a spus și domnul Bejan, ceea ce ține de aplicarea marcajului pe drumurile municipiului, și nu de semne este o problemă, din simplu motiv că acest marcaj nu doar are termen de garanție de 6 luni, dar are un termen de garanție pe numărul de treceri pe acest marcaj, ceea ce, vă dați bine seama, pe Ștefan cel Mare sau celelalte străzi supraaglomerate, acest marcaj este supra-solicitat și, practic, nu durează mai mult de 3-4 luni de zile. În condițiile date ne propunem ca trecerile pietonale să le aplicăm în vopsea bicomponentă în zonele școlilor sau instituțiilor preșcolare, acolo unde vom avea o perioadă de exploatare mai îndelungată a marcajului, cu vizibilitate și cu posibilitate de a fi sesizat cei care se deplasează pe drumuri despre o eventuală trecere sau un risc în deplasare. De asemenea, ne propunem ca să examinăm posibilitatea evaluării și creierii trecerilor pietonale, în special insulelor de securizare a pietonilor, în special pe drumurile cu mai mult de 3 benzi. Vom avea soluții punctate pe zonele, în special zonele unde avem școli, grădinițe sau zone unde există flux sporit de pietoni. Și în condițiile date colaborăm și cu structurile și cu organizațiile non-guvernamentale, zone unde vom, în anul curent, vom implementa aceste treceri pietonale și, practic, în toate situațiile, unica și cea mai gravă problemă nu este capacitatea de intervenție, dar este capacitatea financiară. Am dorit ca, în cazul în care discutăm despre crearea unui plan, elaborarea unui plan de intervenții, în primul și în primul rând să avem și să fie aprobat de către Parlament, inclusiv posibilitatea de a bugeta toate aceste acțiuni, ca ele să fie prioritate pentru toate administrațiile publice locale. Pentru că vă dați bine seama, pentru amenajarea parapetului de metal pe toată zona Dacia, sunt necesare mijloace considerabile care, la rândul lor, vor afecta lucrări de reparație și întreținere pe alte tronsoane sau pe alte segmente, unde, de asemenea, este o necesitate sporită. Și, în ultimul rând, aș vrea să atrag atenție că, la ora actuală, municipalitatea lucrează pe două componente prioritare. Este planul de mobilitate urbană, unde va fi examinat în complex situația, inclusiv traficului și situația ce ține de deplasarea și punctul de destinație pentru toate cei care utilizează infrastructura rutieră, mă refer la pietoni, transport privat, transport public. De asemenea, lucrăm la moment pentru a dezvolta și avea o claritate în ceea ce ține de modul de amenajare și domeniile prioritare și zonele în care ne vom concentra în dezvoltarea transportului alternativ prin dezvoltarea strategiei de dezvoltare a transportului alternativ. De asemenea, vreau să mai aduc la cunoștință că în anul curent ne punem ca obiectiv să finalizăm inclusiv determinarea acelor zone sub aspect de evaluare a drumurilor municipale, sub domeniul de securitate de deplasare a transportului și aici vom avea începând cu anul viitor, vom avea un plan exact definit, zonele unde urmează interveni cu reparații, mă refer în ceea ce ține de calitatea părții carosabile pentru deplasare, ceea ce de asemenea influențează la situația sau securitatea circulației rutiere pe zona municipală. În rest, se colaborează foarte activ cu Ministerul de Interne, în special cu serviciile ce ține poliției rutiere pe segmentul intervenției și ceea ce ține de recomandări pentru a se implementa în dezvoltarea și securizarea drumurilor în zona municipiului Chișinău. Mulțumesc mult, într-adevăr, este de remarcat că sunt multe lucruri care trebuie să le facem în comun. Ceea ce vorbeam și mai devreme de standarde, asta și era logica că atunci când
indiferent că vorbim aici de drumuri naționale, că vorbim de drumuri locale sau amenajări, de tronsoane, ca să fie coordonat și pentru un consens, de fapt, să fie stabilite regulile de construcție acestora, ori aceleași piste pentru bicicliști, noi trebuie cumva să le asigurăm și lor că este bine când creăm, dar ele trebuie să fie și utile. Noi am văzut situația de pe Dacia, când cumva bicicliștii se arată nemulțumiți de unele acțiuni, dar în fine este un alt aspect. Eu mi-aș fi dorit ca noi acțiunile care le-am pomenit anterior într-o îmbunătățirea climatului de siguranță rutieră în Chișinău, inclusiv ceea ce am stabilit în toamna anului 2021, dacă nu greșesc, atunci când a fost semnat acel acord comun dintre Primăria Municipiului Chișinău și Ministerul Afacerilor Interne, unde au fost indicate care vor fi acțiunile de viitor în implementarea celor piste pentru pietoni, care cu denivelare ca să, cel puțin să începem implementarea acestora, că ele la fel își joacă un rol foarte important în scăderea numărului accidenței rutiere. Cât ține de competența care ați vociferat-o dumneavoastră pe segmentul de constatare a parcărilor nereglementare, cred că vin să vă bucur, la data de 2, chiar poi mâine, va fi votat în a doua lectură acest proiect, unde competența va fi atribuită inclusiv și a APL-urilor de constatare pe acest compartiment. Mai mult ca atât, ca să nu creeze dificultate în procesul de constatare, au fost scoase ca răspundere complementară punctele de penalizare și va fi aplicată doar amenda și ridicarea mijlocului de transport, dar aici tot trebuie să menționez că o mare parte din litigii care le avem și noi în instanța de judecat, atunci când au fost ridicate unele mijloace de transport, dacă nu dau greș, de pe bulevardul Dacia, am avut ridicări, unde în instanță ni s-a invocat că atâta timp nu este un semn de circulație cu staționare sau oprire interzis pe acel segment, noi nu avem dreptul să ridicăm mijlocul de transport. Deci, cumva, noi trebuie să, pentru deblocare și asigurarea, inclusiv artelelor care se blochează, noi trebuie să avem și o altă siguranță care să ne pune argumentare juridică, am spus ceea ce este instanța judecată, cu amenajarea semnilor circulației. Și aș vrea ca de comun să vedem dacă putem stabili o hartă interactivă care să o facem public de comun și autoritatea publică locală și Ministerul Afacerilor Interne, unde să promovăm care sunt locurile sau pistele de deplasare pentru bicicliști în Chișinău sau locuri de antrenament unde bicicliștii pot face antrenamente profesioniste. Iată aceste aspecte, dacă am putea în cel mai scurt timp ca să elaborăm un plan de acțiuni și chiar și acțiuni concrete care să ajutăm atât școlile sportive, sportivii propriu-zis și bineînțeles asta va crea și nouă o oportunitate de a asigura cumva acest aspect de siguranță rutieră. Și am spus, noi suntem gata și noi spunem umărul la această hartă, mai ales că Chișinău este cel mai aglomerat și cere cea mai multă responsabilitate, ca să vedem cum în comun putem crea iată astfel de hartă pentru chișinăuieni și pentru participanți în mod special bicicliști. Și nu doar bicicliști, fiecare conducător auto trebuie să cunoască chiar aici este zona care este riscul că se deplasează bicicliștii sau alți conducători care cumva sunt mai sensibili riscului în trafic. Dar sunt. Mulțumesc. Alți colegi. Colegii noștri de la MAI. Dacă ceva de adăugat. Doar de o secundă vreau să menționez că pentru drumurile publice naționale toată infrastructura de ciclism sau transportul alternativ generează și suprafețe cadastrale care trebuie alocate acestui tip de transport, fiindcă ele nici pe departe nu pot fi alături de traficul mare, traficul de transport și, desigur, că generează partea de proiectare și partea de execuție și, ulterior, partea de mentenanță. Pentru că este o
ai pe partea aceasta, trebuie să ai chiar și la partea de întreținere și exploatare acestor piste, trebuie alt tip de mecanisme care întreții. Nu poți cu mecanismele standarde să exploatezi astfel de edificii. Deci aici este o infrastructură integrată mare care generează alte costuri sau trebuie să fie în buget estimate volume financiare pentru anume astfel de infrastructură. Și ultima, dacă pentru a executa un drum noi avem nevoie de intensități de circulație pentru a da o categorie tehnică și de a aplica anumite soluții tehnice alternative privire la îmbrăcămintea rutieră, păi la transportul cu bicicliști sau transportul alternativ este invers. Întâi trebuie să creezi astfel de infrastructură ca apoi să ai intensitate. Deci aici, pur și simplu, trebuie de înțeles pentru ce noi investim, fiindcă, de exemplu, la ziua de astăzi, tehnic, noi să argumentăm de ce facem o pistă, nu putem, fiindcă nu avem intensitate, fiindcă perceperea normelor și programării acestor investiții vine încă din contextul drumului, ceea ce nu-i corect. Adică noi toți înțelegem, dar cadrul normativ legislativ impune altceva, îl cataloghează ca la drum. Eu cred că noi trebuie să ajustăm inclusiv și cadrul normativ acolo unde este necesar. Noi, în mod special cei care au făcut studii juridici, cunosc chiar dacă este vorba de o persoană, dar pentru acea persoană, când vorbim, hai să luăm elementar un caz, dacă persoana este cu dezabilități, pentru acea persoană cu dezabilități creează toate condițiile necesare care trebuie să fie asigurate. E exact așa și aici. Trebuie să vorbim de un biciclist, de un pieton, dar el tot trebuie să aibă acele condiții. Deci aici am spus că este necesar ca noi cumva să stabilim acele standarde sau idei comune care să încercăm să le promovăm fiecare ce știe mai bine și pe linia sa de activitate. Și cred că ar fi foarte util noi să promovăm și ceea ce este implementat la ziua de azi ca să fie cunoscut societății. De curând, chiar în toamna anului 2022, a fost modificat regulamentul circulației rutiere, unde, pornind de la ideea că noi nu avem o infrastructură care să garanteze siguranța tuturor participanților la trafic și ce mă refer la bicicliști, noi am mers atunci la înfântânarea Asociației Bicicliștilor, unde am permis ca protecție și siguranță pentru acești participanți să fie antrenat un mijloc de transport, inclusiv cu girofară, în spatele bicicliștilor și asta era responsabilitatea cumva a persoanelor din instituțiile care sunt direct curatorii acelor sportivi care se antrenează. Și iată aici trebuie să venim cu informare și înștiințare, inclusiv de responsabilitatea educatorilor, instructorilor, antrenorilor, și ei poartă responsabilitate în acest proces atunci când se iese în trafic, cu atât mai mult că chiar până în pașii următori când vom implementa acea infrastructură, să respectăm ceea ce este măcar la ziua de astăzi, asta oricum ne va ajuta un pic să ne protejăm. Dacă ceva... Da. Pur și simplu voi sunteți autori și de ce am... Noi să nu plictisim, o să continuăm făcutul domnului Ștaf Sărbu cu partea asta juridică, o să expun foarte exact. Eu mă numesc Văsar Pujuhai, dar eu aș vrea să mă focusez cu partea asta de cumva cultura siguranței. Și noi, într-adevăr, ar trebui să ne gândim până la dezvoltarea culturii siguranței în genere. Este un subiect care trebuie să tratat cu maximă seriozitate, și anume sporturile tehnice. Deci vorbim și de ciclism, și de motociclism, și auto. Și noi, din păcate, nu avem cumva... Nu s-a pus, cel puțin în ultimii 30 de ani, accent pe partea asta de sporturi tehnice. Dar asta e legătura numărul 1 cu severitatea consecințelor în trafic și așa mai departe. Adică asta sunt niște participanți, asta e un pion, dacă doriți, al societății care propagă și promovează o cultură a circulației rutiere. Dar din faptul că noi, într-adevăr, avem țările nordice sau avem alte state unde
zero accidente cu deces. De accidente de drum au fost, sunt și o sfert. Ideea că să nu fie cu deces și să nu fie cu mutilați, să nu fie cu oameni traumatizați grav. Cum au ajuns, deci la ei chestiile este deja se privesc ca și cum să ai decesul de electrocutare acasă când ai pus un fierbător la conectat. Deci un lucru absurd, avem acum și interpretare și scheme. Deci, ce vreau eu spun, că ar fi util, în primul rând, am auzit și de punctul este negru, de noi trebuie să intervenim și noi avem suficient fonduri. Am auzit de infrastructură care trebuie să făcute, iar și nu sunt fonduri. Dar cu siguranță, dacă noi cumva ne unim și începem a aplica prin mecanismele de proiect, dacă formulăm clar ce anume dorim, dacă noi identificăm acolo o porțiune de 250 pe 200 de metri, cât de cât o acoperire mai bătută sau pe triș aranjat sau în ideal în asfalt, pentru că se practice motocultură sau auto. Dacă ne gândim, poate un proiect de-a lungul râului Băic sau cum a propus Federația de Velosport, de la unde e calea asta feroviară. Și dacă ne gândim astfel de proiect, ca să fie mai de lungă durată și să fie, anume să promoveze acest sport și pe lângă la faptul că noi promovăm în mod să întotdeauna viață, noi promovăm și o cultură. Și o cultură a șopată, o cultură a mânuirii. Fiindcă indicele de civilitate, el cumva, accidentilor iese din indicele de motorizare, din numărul de automobile, care tot sunt mai mult și mai mult. Și mi-a fost foarte, a fost foarte salutabil și bucuros salut în cadrul discuțiilor, că totuși schimbă vectorul ăsta pe fortificarea culturii, ceea ce consider fi un element esențial. Și noi avem, într-adevăr, grupe de participanți care practică astfel de entuziaști, care dezvoltă aceste sporturi tehnice și probabil că ar fi foarte la util să îi luăm cumva sub aripă, sub un leadership și să promovăm anume dezvoltarea acestor. Poate un parc tehnic să ne gândim, nu e neapărat nici nu, poate puteți și în afară orașul, că nu e o problemă, dar să fie undeva un stat. Astfel, noi să îmbunătățim siguranța rutieră. Doi, noi să îmbunătățim, adică lichidăm ceea ce urmează să întâmple vară. Și în cursurile astea ilegale, așa se spune. Noi să excludem un pericol de stres, oferind alternative. Deci, totuși lucrul este pe alternative foarte important. Și conchid cu faptul că consolidarea celor parteneriate între autoritățile și de aplicarea legii, cu autoritățile locale, cu servicii specializate, cu organizații non-guvernamentale, care sunt o mie și una de cluburi automobilistice, doar știu, sute deja, care pot să expună. Modul foarte dezvoltat, pentru că mai recent o fac și public speaking, prin faptul că duc conducătorii de motociclete care acuși vara iese la traseu și iarăși devine un subiect de discuție. Comunitatea locală, instituțiile de învățământ și asociații din domeniul automotiv să implicăm ar fi foarte util. Eu asta am vrut să vă spun, mersi mult! Dacă îmi permiteți, la 6 octombrie 2021 a fost semnată rezoluția Parlamentului European privind siguranța rutieră 2021-2030. Potrivit prelierul rezoluției, se constată de fapt că se atestă o mare evoluție a fenomenului de pierdere atenției la volan din contextul mijloacelor sau dispozitivelor speciale care le persistă la conducători în timpul condus, adică e un fenomen care persistă inclusiv și în spațiul european. Respectiv, se consideră oportun de intervenit prompt pe acest capitol și de examinat în ansamblu care este cauza. Totodată vedem că progresul tehnologic este evident și respectiv sunt tot mai multe unități de transport care sunt automatizate, conectate, inclusiv și unități de transport mixte care le cunoaștem. Ele sunt un mijloc de pericol pentru conducătorii, pentru o categorie vulnerabilă de conducători, cum ar fi bicicliștii, pietonii, motocicliștii. Totodată mai urmează să atragem atenție deosebită, că inclusiv și în rezoluție se constată și se consemnează expres că un aspect important și vital în activitatea de siguranță rutieră constituie infrastructura și respectiv și se recomandă ca să se mențină infrastructura rutieră, inclusiv în construcția de tehnologii noi.
Colegii s-au expus chiar în contextul ședinței, ceea ce țin de aspectul normativ, toți participanți la ședință avem careva aspecte normative și competențe stabilite de legislație specială în domeniul siguranței transportier. De asemenea, noi implementăm și dispunem de acte și proiecte care sunt elaborate și urmează a fi aprobate, care prevede descurajarea fenomenului accidental, adică noi toți de comun acord. Însă se constată, de fapt, evoluția fenomenului accidental nu este așa cum am prevăzut inițial în programe sau în strategii sau în acte normative. Din acest considerent se consideră oportun și prioritar ca fiecare indicat în parte, propunerile care le-au prezentat colegii, de fapt, se derivă din cele care se vor găsi în planul de acțiune. Adică noi, de fapt, din propunerile care la ziua de azi sunt actuale, luăm în administrație evoluția fenomenului accidental, ne propunem să le includem în grupuri de lucru care pot posibil, adică urmează să fie formați cu participanții tuturor entităților, adică reprezentanții. Și respectiv, noi, ca entitate, ne propunem ca să preluăm propunerile prezentate, să le includem și să le aparțăm fiecare entitate în parte. Totodată, noi urmează și dumneavoastră să prioritizăm care sunt acțiunile care derivă din programe sau strategii și care sunt actuale la moment. Adică mai avem strategii, programe pe termen mediu, lung, care necesită acțiuni în timp. Luând în considerație că la moment suntem în curs de situație să acționăm în altă modalitate, fiecare entitate în parte se consideră oportun să evaluăm acțiunile care sunt prioritare, să le înaintăm pentru ca să avem un plan de acțiuni viabil, cu aplicare imediată în timp și care nu necesită, eu știu, aplicarea altor entități suplimentar și care răspunde siguranța trafică refugiat. Cam asta este mesajul. Ca să nu ne deținem mult aici, eu cred că noi fiecare dintre noi ne dăm foarte bine seama ce avem noi de făcut și ce trebuie să implementăm. Și ca să nu rămâie această o ședință ștearsă, eu consider oportun ca noi să stabilim de acum care sunt pașii noștri, ce urmează să întreprindem și să stabilim o dată ulterioară când noi să ne revedem pe aceeași platformă și să vedem care au fost acțiunile noastre în mersul la o lună de zi. Și dacă noi tot susținem ca la data de 31 martie să avem o ședință repetată, noi ne spunem despre ceea ce a fost la data de 28 februarie și ce am realizat noi până la data de 31 martie pe acest segment. Și bineînțeles, eu cred că nu este o problemă, că ceea ce noi ne propunem astăzi poate să devină și public, ca să înțelegem cu toții, de fapt, care sunt așteptările noastre, că cumva ceea ce devine public, asta devine și responsabil. Cu atât mai mult că a fost cumva preluat acest eveniment, dacă nu sunteți împotrivă. Ceea ce noi am convenit astăzi ca să fie reflectat, de fapt, și în public. Dacă nu, stimați colegi de la MAI, de la celelalte autorități, noi vă mulțumim foarte mult și o să vă spun pentru voi să aveți o săptămână reușită și mulțumim cu obținere incidente. Mulțumim.